jumătate asfaltată, jumătate neasfaltată. Și toată strada de la colț de acolo și până acolo e făgăraș. Cum explic? Cum explică că asta e prins în proiect și asta nu e prins în proiect? Strada Făgăraș se află în cartierul Schela Cladovei din orașul Drobeta Turnu Severin. Localnicii au fost foarte bucuroși când au apărut utilajele pentru asfaltare și a început șantierul. Dar surpriză, cei care stau pe stradă au văzut cum se fac trotuare doar pe o parte. Cei care au rămas fără, contrariați, au vrut să afle de ce sunt neglijați. Asfaltul nu ajunge pentru toți dintr-o eroare din proiect. Au zis că n-a prins un proiect. Da, a prins bulevardul care n-a fost niciodată terminat încolo. Asta e exact strada din mijloc, deci din mijloc. Toate străzile în lateral, toate s-au făcut, numai strada din mijloc nu. Reprezentanții primăriei au și o explicație pentru această situație. Nimeni nu știe însă și când se va remedia situația. Jumătatea asfaltată a fost prinsă cu un proiect de mobilitate urbană și atunci trebuia să urmărească traseele transportului în comun. Făgăraș face undeva dreapta, iar partea din stânga nu a putut fi prinsă pe acest proiect. Nici pentru gaz nu a venit. A zis că nu are de unii banii, de unii nu le-a venit banii. Să acolo este o gură de canal cu colțul scoasă afară, atât ai din altă. Și nu s-a luat nicio măsură. Și în asta s-au spart cauciucuri. Într-un final, oficialii locale au recunoscut că jumătatea de stradă rămâne neasfaltată dintr-o eroare. Și ar exista și o soluție, un nou proiect și finanțare din bugetul local pentru a moderniza și cei aproximativ 100 de metri de stradă rămași neasfaltați.